Să ascultăm rezultatul. Numărul de voturi valabile exprimate 351, din care voturi pentru 231, voturi contra, voturi contra 120. Potrivit regulament, articolului 76, aliniatul 2 din Constituția României Republicată, articolul 157 din Regulamentul Camerei Deputaților Republicat, hotărârea se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți. Având în vedere că din totalul de 387 deputați au fost prezenți 351, din care 231 au votat pentru, se constată că a fost adoptată hotărârea privind cererea de urmărire penală a domnului Victor Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului României și actual membru al Camerei Deputaților. Comisia de numărare a voturilor a avut reprezentanți din toate partidele politice, au semnat membrii comisiei și secretarii desemnați pentru ședință. Vă mulțumesc mult!